De necrezut, Gazi de Mirel a trecut prin spaima vieții. O simplă vizită făcută familiei de sărbători era să se termine tragic. A văzut moartea cu ochii și a scăpat ca prin urechile acului. Ce a pățit Suleiman de România, aflăm imediat chiar de la el. Ei bine, a venit Gazi de Mirel la emisiunea noastră. Bine ai venit, Gazi. Bine v-am găsit. Mă înțeles. Succes are și Gazi de Mirel, dar în Turcia înțeleg că s-a întâmplat ceva mai puțin plăcut, nu? Da. Deci, acum pregătim pentru o inaugurare foarte mare în Bulevardul Ferdinand. Și este acolo domnul Minur Aktimur, un turc afaceri, și a zis că Gazi să facem un videoclip frumos la Bosfor, în Istanbul, cu ajutorul lui, bineînțeles, pentru că avem inaugurare în curând, și am fost acolo. Bineînțeles, cu cameraman din România, un prieten, și a băut bere turcească, care am spus, băi, fii atent aici, nu ca România, știi, a băut 2-3 sticle de bere. Bine, era și, ne-a plăcut puțin vreme, știi? Și a făcut o balansă, cum ar veni, văpărașul, barca, de fapt, exact în mare. Și când a pierdut controlul ăla, cu mâna lui camera, și când a căzut, a luat și cu el. Pe mine. Ai căzut și tu cu el? Deci, jur, m-am speriat, cred că din viața mea n-am speriat vreodată așa ceva. Și, bineînțeles, este acolo alta barcă care are grijă de noi. Imediat a venit și a salvat. Știi, acolo, cred că 3 sau 4 secunde a fost cu panica. Crede-mă, viața, știi cât este scurt? Și trebuie să trăiești la maxim. Băi de mine. Da. Deci fiecare clipă trebuie să trăiești omul, știi? Deci fiecare clipă. Și acum mă aduc aminte, de la Dolje este doi copii care bolnau. Acum am vorbit și cu domnul Nelu Ploieștenu, ca să-l ajutăm pe... Deci în viața asta trebuie să trăiești în fiecare clipă câte se poate, bun și frumos. Restul nu contează. Da. Eugen, pe înțelepții spun că viața atârnă de un fir de păr, sunt o mie și una de moduri de a muri. Sunt oameni care au murit, Doamne ferește, la ei în pat sau mergând pe stradă. Dintr-un alt punct de vedere, noi ignorăm această realitate a morții. Confruntarea cu moartea, trebuie să recunoaște, schimbă total perspectiva asupra vieții și nu are nimic rău sau morbid în ea, dimpotrivă, te face să apreciezi viața mai mult, așa? Sunt acord, da. Atunci cred că ești bucuros că ai avut experiența asta. Acum, după ce ai trecut cu bine. Acum din nou merg acolo ca să facem așa. Din nou videoclipul cu... Nu-ți fie teamă, nu o să se întâmple a doua oară. Înțelepții spun că nu putem niciodată călca de două ori pe aceeași apă. Înțelegi? Deci a fost odată, ți-ai învățat lecția, se pare foarte bine. Nu mai este nevoie de o a doua experiență la fel. Eu zic că a dat o lecție Dumnezeu ca să... Ca să înțelegi că viața trebuie trăită din plin. Da. Mulțumesc invitațiilor mei, mulțumesc Gazi, mulțumesc Eugen Mârță, am ajuns la final. Dragii mei, vă pup, vă iubesc pe toți. Ne vedem mâine tot de la ora 14 cu subiecte la fel de interesante. Ne cântă acum Gazi de Mirel. E melodia la care ai fost să faci videoclip în Turcia, nu? Da? Gazi, e melodia la care ai făcut videoclip în Turcia? Nu, deocamdată n-am voie să cânt la melodii fără videoclipul. O să cânt imediat când îl fac acum, săptămâna viitoare, vin pentru un premieră la voi. Te așteptăm, aici, dragul meu. Okay. Gazi de Mirel, la revedere, v-am pupat! Aman, aman, yele, habibi. Get.
să-ți